Astăzi a avut loc conferința publică despre bune practici de integrare a persoanelor cu dizabilități, respectiv despre strategiile naționale în domeniul incluziunii grupurilor vulnerabile. Evenimentul intitulat Inteligența Artificială și Imperfecțiunea Umană a fost organizat de ASOC și s-a desfășurat în aula Centrului Universitar Nord Baia Mare. Invitați speciale ai acestei manifestări au fost Elena Dobre, director al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, alături de Monica Solomie, șef Serviciul Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Este un eveniment inedit pentru organizația noastră și, în general, pentru serviciile sociale. Dorim să informăm companiile, pe de-o parte, pe de-altă parte, asistenții sociali, practicienii în domeniul serviciilor sociale, despre bune practici privind angajarea persoanelor cu dizabilități și restructurarea sistemului de asistență socială. Există un proces național de schimbare a legislației specifice în domeniul asistenței sociale, persoanelor cu dizabilități, servicii sociale și acest eveniment e un update pentru toți practicienii din județul Maramureș. În cadrul acestui proiect, mai multe persoane din categoriile vulnerabile au reușit să avanseze pe un post mai bun la locul de muncă, în urma participării la diverse cursuri de formare profesională. În cadrul proiectului au fost luate în considerare persoane angajate, în principal persoane cu nivel scăzut de educație, cărora li s-au pregătit programe specifice de formare profesionale cerute pe piața muncii, iar în urma acestor programe de formare profesională și a certificării lor, angajatorii au reușit să le schimbe statutul din necalificat într-una dintre meseriile obținute în cadrul proiectului. Ca și cifre mari, dacă inițial ne-am propus să implicăm peste 660 de persoane, proiectul acum, spre finalul implementării, a reușit să atingă o cifră de peste 900 de persoane implicate. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Învățare Continuă, o decizie bună pentru carieră și se înscrie în eforturile ASOC de promovare a unor inițiative inovative destinate persoanelor cu dizabilități și a celor din grupuri vulnerabile. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman.